lac, unii te urăsc, unii te comentează, alții vor de la tine un autograf, alții te înjură, de ce nu? Dar oricum înseamnă că numele tău contează. Hai să vedem un pic cine este cu adevărat Denis Alibec. Știu că te-ai născut în Constanța. Povestește-mi un pic despre copilărie. Bănuiesc că băteai mingea foarte mult pe Maidan, mă gândesc, nu știu. Cum a fost? Pe vremea aceea nu erau telefoane, nu era internet. N-aveam să facem altceva decât să ne jucăm fotbal și alte jocuri de ale copilăriei. De la ce vârstă ai început tu să joci fotbal și după aia să joci, să-ți dai seama și că ai un pic de talent și să mergi mai departe? Păi mai mult cu unchiul meu jucam fotbal, el mi-a spus să mă apuc. Pe la 6-7 ani am început să merg la Portul Constanța. Mi-a plăcut și am spus că ăsta va fi viitorul meu. Mama ta ce spunea? Că din ce am citit eu este tot timpul alături de tine. N-a contat că ai fost ok, că n-ai fost ok, că ai căzut, că te-ai ridicat. Mama ta este cel mai mare fan al tău din ce am văzut eu. Ce-ți spunea mama ta? Ce te-a învățat ea? Sunt și singurul fiu. Am fost crescut doar cu mama și probabil de-aia este atât de atașată de mine și îi mulțumesc pentru asta. Cred că ea este motivul pentru care am ajuns până aici. Ea este motorul tău, am putea spune? Da, putem să spunem și așa. Care a fost momentul în care te-a luat cineva și ți-a spus tu vei fi mare, tu ai toate șansele? Și cine a fost acel om care a crezut, în afară de unchiul tău, în tine? Păi, de când eram mic, majoritatea prietenilor și familia mi-au spus să mă țin că o să ajung mare. Eu vă dați seama, nu mă gândeam la vremea aia că aș putea să joc la Euro sau în Champions League. Dar am tras de mine și am ajuns la Faro. Acolo am cunoscut și Liga 1. Și m-a ajutat foarte mult pentru că am debutat la o vârstă foarte fragedă și m-a ajutat să prind transferul la Inter. Eram copil atunci, pe vremea aceea. Probabil dacă aș fi avut mintea de acum, eram încă acolo, dar așa a fost să fie, nu pot să zic că am regrete, au fost momente frumoase și mi-l amintesc cu plăcere. Dar care e cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în perioada Inter? Că lumea se întreabă, știi cum e, ei compară fotbalul din România cu alt fotbal din afară, ei spun, România nu se joacă fotbal, se joacă doar afară. Tu ai avut posibilitatea să vezi ambele lumi, să zic așa. E o diferență? Care e diferența? Chiar pot să vă spun că românii sunt mult mai talentați ca și italienii la fotbal, dar probabil mentalitatea lor de învingători îi ajută să fie acolo sus, unde noi nu știu când vom mai ajunge vreodată. Apropo de mentalitate, știu că n-au fost tot timpul momente frumoase în viața ta. Au fost și momente în care tu ai fost căzut. Au fost momente în care oamenii te-au criticat foarte dur. Ce te-a făcut să mergi mai departe? Pentru că sunt unii oameni care nu reușesc să treacă peste un punct în care sunt atacați din toate părțile. Spre norocul meu am avut sprijin din partea familiei, din partea prietenilor. Asta conta mult pentru mine și chiar dacă, oricum, eu nu renunțam la visul meu. Pentru asta m-am apucat de fotbal, să ajung fotbalist profesionist și nu cred că a renunțat nimeni la visul acesta. Apropo de asta, ai mai slăbit? Toată lumea te comenta că te-ai îngrășat, că crezi că contează atât de mult aparențele? Sunt și fotbalisti care sunt mult mai pufoși, să zic așa, și care fac performanță. De ce crezi că toată lumea te comentează pe tine? Adică, probabil intră lumea să citească articolele cu mine, nu știu ce să zic. Nu, contează greutatea foarte mult, mi-am dat și eu seama. Dar niciodată nu am fost exagerat. Cum s-a spus că am 100 de chile și niciun de genul. Dacă aveam 100 de chile, vă zic sigur că nu mai puteam să alerg. Lumea comentează, vă dați seama. Chiar dacă văd ceva la televizor, îi spun că este adevărat. Nu interesează care este adevărul, de fapt. Spuneai că au fost oameni care au crezut în tine și s-au fost alături, printre aceștia și prietenii. Ai prieteni printre fotbaliști sau sunt prietenii aceia vechi din copilărie, alături de care ai crescut, fiecare ați evoluat în felul vostru? Pentru că se spune că în lumea asta nu prea există prietenii. Da, mă refeream la cei din copilărie, dar desigur am prieteni și în fotbal. Chiar dacă câteodată invidia distruge prietenia în fotbal, dar n-ai să faci, trebuie să mergi mai departe și să accepti dacă unul este mai bun ca tine sau mai slab ca tine.
la un moment dat comentau ceva apropo de mașina ta. Cât de mult schimbă banul? Nu numai la tine, în jurul tău. Contează foarte mult banul? Te schimbă? Pe tine te-a schimbat? Simți că te-a schimbat? Sau în ce măsură? Poate să-i oferi mamei tale un trai mai bun decât avea înainte? Nu știu. Mai, asta nu pot să spun eu dacă m-a schimbat sau nu banul. Dar normal că banul contează. Pentru asta muncim toți și dacă nu ai bani, nu poți să trăiești. Nu? Ce ai cumpărat mamei tale cadou din primul salariu, îți mai amintești? Sau își dorea ea ce... cadou numai mie atunci. Am ajuns la Milano, am fost în centru și mi-am cheltuit tot salariul. După aia am început să fac cadouri și familiei. Ce-ți spune mama ta când te mai sună așa? Te sună zilnic, bănuiesc. Da. Ce spune? Mama, ai grijă, vezi ce faci, vezi ce vorbești. Te întreabă dacă ai mâncat, că știi că mamele mai întreabă așa. Nu, mă întreabă, aveam... S-a obișnuit cu asta. Nu, mă întreabă ce fac, cum sunt, dacă sunt bine. Aceleași întrebări zilnice. Către ce zonă vrei să te duci tu din punct de vedere al carierei? Acum nu mai vreau să fac planuri, de câte ori mi-am făcut planuri și... Se vorbise ceva despre un transfer, nu s-a făcut. Prefer să iau pas cu pas și vom vedea ce va fi. M-am enervat puțin pentru că toată lumea îmi spunea că mi-am luat mașină, cât bani am dat pe ea, dar nu este treaba nimănui ce am făcut eu cu banii și ce voi face în continuare. Crezi în familie, adică te vezi peste câțiva ani cu copil, cu soție, sau te gândești că deocamdată nu e momentul și poate peste 10-15 ani? Nu, chiar mă gândesc foarte des la copii și la familie. O văd pe mama câteodată cât e de mândră de mine și aș vrea să fiu și eu la fel ca ea. Sper și copiii mei să ajungă fotbaliști sau să mă facă mândri de ei. Fetiță sau băiat? Ce ți-ai dori? Bănuiesc că băiat. Băiat, normal. Dar știi că se spune că bărbații care au fost așa mai... trecuți prin viață, e bine să fie pătați de fete, că știu cum să le crească, să nu ajungă rău în viață. N-ai să le faci dacă cresc cum vor ele, nu? Deci te vezi căsătorit, te vezi cu copii, te vezi... Da. Că știi că lumea tot comenta că iese și cu pițipoan, ce știa, te întrebam să vedem cum vede Denis Alibec viața personală. Cât ești singur, poți face ce vrei, nu e o problemă cu câte femei sau cu câte nu ești. Și când ai relații, mai important. Ești, ții foarte mult la principiile bisericești, de exemplu, ale unei relații, de genul dacă într-adevăr simți că este ce trebuie să o ceri de nevastă, să faci nuntă la biserică. Sunt niște chestii pentru care, nu știu, poporul român militează foarte mult. Adică da, românii normal. Sunt niște oameni foarte credincioși. Și eu sunt un om credincios. Chiar merg la biserică înainte de fiecare meci și... Cu siguranță, cu ajutorul lui Dumnezeu, am realizat ce am realizat până acum. Te-a ajutat credința și momentele în care n-ai fost ok? Adică te duceai, te rugai? Da, mergeam des. Counter-Strike și Dota? Dota, da. Counter, să zicem că na, e mai de copii așa, dar Dota înțeleg că este un joc de strategie, adică trebuie să faci niște lucruri, să știi niște lucruri. Da, mă joc de foarte mulți ani. Dar asta a jucat, a plecat la Steaua de când am fost accidentat și cei de acolo au spus că de asta nu mai joc fotbal, că mă joc pe calculator. Dar nu are nicio legătură, mă jucam și în Italia, m-am jucat și la Astra și nu m-a afectat pe mine. Citisem că ai obținut nu știu ce puncte foarte... Nu mă pricep, de aia te întreb, dar înțeleg că trebuie să fii totuși să te ducă destul de mult mintea să joci Dota și... Adică nu e un joc așa simplu pe care îl poate juca orice. Nu vă imaginați că sunt asta foarte profesionist acum. Nu joci acum. Bubbles, de exemplu. Mă gândesc că trebuie să iei niște decizii acolo. Te-ai gândit, poate după ce termin cu fotbalul, să-ți faci o afacere a ta sau poate să... Nu știu, te-ai gândit și spre momentul ăla sau deocamdată... O ia așa, pas cu pas. M-am gândit, da, dar o las pe mama mai mult, se ocupe de partea aceasta. Eu mai am de jucat fotbal și după voi vedea ce voi face. Eu vreau să-mi fac antrenor acum, să vedem. Păi, ai putea să ai propria ta școală de fotbal. Da, dar e greu să ajungi ca Gică Hagi, de exemplu. Să-ți faci școală de fotbal și în 3 ani să fii liga întâi. Ce-ți dorești tu cel mai mult de la viață? Nu doar pe plan profesional, așa, ce-ți dorești tu cel mai mult? Cel mai mult, am spus-o mereu, o să fiu sănătos. Asta e cel mai important, pentru că am văzut când ești accidentat, câte poți pierde și câte am pierdut și eu în cariera mea.
din cauza accentelor. Am renunțat de foarte multe ori la bani pentru performanță. Am avut oferte și din China și din Arabia când am câștigat campionatul cu asta, dar am preferat să merg la Steaua pentru că vreau să joc în Champions League, asta a fost visul meu. Dar lumea m-a catalogat altfel, că am numai bani în cap și cluburi și nu mai știu ce, dar nu ești nimic care va... Tu ești în cluburi? Te întreb, te-am văzut, dar te întreb. O dată la 6 luni, în vacanță. Cum te relaxezi? Doar jucând jocurile acestea pe calculator sau mai ai, nu știu, poate îți plac filmele, poate... Mă uit și la film, îmi place să fac și shopping, mai plimb cu mașina. Ai o plăcere vinovată? Nu știu. Mie îmi place să mănânc înghețată, de exemplu. Tu ai ceva la care știi că nu e neapărat bine ce faci, că uite, înghețata îngrașă, de exemplu, bă, dar nu te poți abține la un moment dat. Tu ai o plăcere vinovată? A, dar nu pot să spun că nu e bine. Poți să-mi dai niște nume de niște oameni care ți-au schimbat ție cumva viața? Adică pe care tu îi consideri acolo, indiferent că ți-au făcut bine sau rău, dar ți-au schimbat viața, te-au făcut cel care ești acum, așa cum spui tu, mai matur, mai cu minte la tine. În afară de familie, da? În afară de familie, ca ea, mama clar pe primul loc. Da. Păi, Gheorghe Hagi, normal. Fane Petcu, care a fost antrenorul meu la Faro. Și Modică. Vreau să-mi spui un pic povestea tatuajelor tale, pentru că nu toate, că sunt multe, dar uite, aș vrea să-mi povestești un pic când a fost primul tatuaj și apoi dacă e adevărat aia, că nu te mai poți opri și că fiecare are un semn pentru tine. La mine nu toate au un semn pentru mine. Primele mi le-am făcut pe la 16 ani, cred. Îmi plăcea de Beckham. Păi nu știa, eram în Italia. Da, îmi plăcea de Beckham și mi-am făcut și eu un tatuaj ca lui, dar nu. Și în rest, sunt tatuaje care au însemnătate. Am văzut că ai și două cruci pe... Da, am și o minge de la fotbal, un 7 numărul meu, am numele mamei, datele nașterii. Mai vrei să-ți mai faci sau te oprești aici? Mai vreau, dar nu prea am timp acum. Să vedem în vacanță. O să încerc să mai prind o programare. Apropo, ce faci în vacanță, în afară de faptul că te relaxezi? Uite, care este locul în lume unde ai vrea să ajungi și n-ai ajuns până acum? Să vizitezi. Sincer, nu am un loc anume. Da, îți place să stau acasă mai mult, când am liber, pentru că îți pleca tot anul, prefer să stau cu familia când am liber. Problema la noi e că nu știm când avem vacanță, că programele se schimbă mereu și n-ai cum să-ți faci un plan dinainte. Dacă ar fi să te întorci în timp, Denis de acum, ce sfat i-ar da lui Denis de acum 10 ani, să zicem? Să rămână la Inter. Să facă tot posibilul să rămână acolo. Ce sfat le dai copiilor acestora care fac fotbal, care merg la o școală de fotbal și care visează să facă ceva? Ce le-i spune dacă, de exemplu, ai fi tatăl lor? Și ce îi spune? Ce să facă? Cum să... ca să ajungă să facă performanță? Că tu ai trecut cam prin toate. Da, să-și urmeze visul, să nu se lase niciodată doborât și să muncească mult. Doar munca? Și minte. Și talent? Nu contează talentul? Păi mai nou nu prea mai contează, am văzut, dar fotbalul s-a schimbat mult în ultima perioadă și acum se joacă mai mult pe tactic și pe forță. Și asta înseamnă că aproape oricine ar putea să facă fotbal dacă se antrenează? Nu, trebuie să ai pile talent, nu poți să te apuci așa.